Не то, что на району на агенции геологии, но и ранее. Ши, я не плазал на министеру медиума. Я бы все подирал, думал, как мам интерес. Am intrat acolo, însă mi s-a interzis să participăm la această ședință. Deci ședința nu mi s-a spus că e închisă, că e deschisă, și mi-a spus frumos să nu le încurcăm și ieșim afară. Dar noi nici nu am dormit în greu. Sunt maturi care au fost cu mine, ocular. Persoane care din sat, poate o să vă spui informația dată. Am stat totuși în calidor, mi s-a spus niște momente, totuși s-a luat o decizie că să fie amânat pe data aceasta. Deci cauză, pe noi pe toți se duce în eroare și totuși această decizie automat se anulează și spune întrebarea a doua zi. Nu-i normal din partea unor persoane care dețin funcții în stat, care mă înțeleg că nouă și le-au acumulat, le-au primit. Că să nu ieșit noi la lege și după cât noi cei ce au făcut, stăteau oameni și lucrau pe cealaltă parte. Noi am aflat că totuși concursul s-a trecut, s-a deschis cele patru pachete de documente. Însă, de unii considerente, în pachet, agenții economici care au depus documente, nu era pachet document complet. Și deci, concursul dat a avut loc, însă întrebarea nu s-a închis. Întrebarea dată la momentul când e deschisă și dacă noi vom fi mai insistenți din când în când ne vom uita pe site-ul Ministerului, vom vedea când se va fi următorul concurs pe zăcământul dat. Să nu-ți treacă în gură după alegeri, pentru că n-ai cui da votul. N-ai cui. Nu-s oameni cinstiți. Nici în Lugia, nici în Parlament. De atâta, eu vreau, toată lumea, dacă eu propunerea mea, că v-ați face cum vreți. Altfel nu ne aude nimeni. Sunt Valeriu Cojocaru, reprezentantul Ministerului Mediului și totodată sunt membru al Partidului Liberal-Democrat din Moldova. Într-adevăr, este regretabil faptul că s-a început procesul acesta și nu s-a ținut seama de părerile sătenilor. Eu cred că această întrebare este reparabilă și trebuie să fie cu mine azi și viceministru, domnul Chirică, tot membru al Partidului Liberal Democrat din Moldova, însă dumnealui la Cantimir totuși la o întâlnire cu alegătorii. Vreau să vă spun din tot sufletul că întrebarea aceasta de-a cui stopată și vă rog frumos să ieșiți toți la alegeri, să alegeți partidul care îl doriți, numai nu acel roșu, numai nu acel roșu. Vă rog, vorbiți. Și vă promit că Ministerul Mediului a soluționează problema. Domnule, vă rog frumos, vorbiți numai pe întrebarea aceasta. O să dăm la urmă, după ce trece ordinea zilei, o să dăm la urmă. Vorbiți pe întrebarea care este doar... Ministerul Mediului a să soluționeze problema în favoarea cetățenilor. Noi suntem pentru aceea că terenurile să fie însămânțate cu zarzavatul. Aici e un filtru la Dnistru. Este o zonă de protecție a râului Nistru. Și nu vom admite ca să fie o mină în vor unele persoane pentru interesele proprii. Adică vreau să vă spun un fapt concret. Că dumneavoastră spune că trebuie să avem încredere. Care încredere? Despre care încredere merge vorba, domnule? Dacă a fost semnat actul de recultivație, de toți demnitarii de sus până jos, recultivația fiind nefăcută. Despre care încredere merge vorba? Sunt diferite interese. Interesele sunt banii și postul la conducere. Asta e interesul dumneavoastră. Dar eu vă spun că problema este stopată și după, acum nu poate nimeni. Trebuie închise! Închis până la lege! Câtă stopeze? Până la lege nu a soluționat nimeni. Fiindcă a fi soluționată în favoarea cetățenilor. Domnule, vă rog, microfonul închide. Vă rog, vorbiți cât e unul. Poftim, Constantin. Zăcământul este, el e o rezervă de stat, să spunem așa, e o bogăție a statului, nu e a statului, tu nu ai de statul loc și încă nimic. Dar noi nu vedem astăzi, eu practic vă spun, eu spun din numele satelor, că nu vedem astăzi, deci statea, că se deschide așa carieră mare. Mie de pildă mi-e rușine cu reprezentantul Ministerului care a ieșit azi cu agitația față de problemele cele. Deci eu a apărut întrebarea. Ia ca asta dacă spuneți, de ce a apărut, care interesul? Atunci bătem de palme.
Dar e clar vinerea dumneavoastră azi încoace și a colegilor dumneavoastră care azi în teritoriu. E clar toate astea. În Chile, cu ce legat lucrul ăsta? Dar eu înțeleg, în Gura Băcului sunt 860 de hectare rezerve strategice a statului. Cum e Rusia nafta, gazul, în altă părți sau altceva, la noi unica ce are în Gura Băcului sunt 860 de hectare rezerve strategice, repet încă o dată. Ce înseamnă asta? Statul, având cap, mă scuzați că vorbesc așa, ar trebui să vină, să conlucrează cu administrația publică locală aici, reprezentantul cărora sunt, care este a dumneavoastră, noi vrem să construim ceva a statului, o cale ferată, mai știu eu acolo, ce mai asta, și duce o convorbire normală, fiindcă de sub ea statului, deasupra ea omului pe proprietate privată, când statul are interes între asta. Azi n-are statul interes între asta, e clar că bună ziua. De ce? Și de ce așa de forțat? Au rămas câteva zile până la alegeri. Cine știe ce va fi la alegeri? Da. De atât am mult pressing, dați schimbă, dar n-ar să vorbească. Bați pe numasă, am dat bani la alegeri. Hotărăște-ne-am întrebarea. Ia că de ce și-i primirea, asta în diopsie de obrăzare. Să nu primește alesul poporului pe primar și consilierii care au fost acolo. Asta e în diopsie bătaie de joc. Ei să alegi și poporul cum îi ține Chișinău. Și ar trebui, fără dor și poate, același ministru care a întâlnit acolo să-i primească, să-i asculte și să asculte problemele care stau în fața societății. Și nu știu nici lucrul ăsta. Ce se întâmplă în Gura Băcului mai departe? E unicul sat, și vă spun ferm, e unicul sat în Republica Moldova, unde 1800 de hectare pământuri irigabile. Unicul, unde s-au păstrat sistemele de irigare și primul, și unicul care are așa organizații a utilizatorilor de apă, 700 ceva, mi se pare, Anatol Petrovici, da? 700 ceva de membri. S-o cotiți toți cei care au cote de pământ, lucrează azi, nu lucrează, să plecați băgătare, fac bani, vor veni, vor lucra, dar ea este, la noi nu s-a distrus de fel absolut, de fel. Noi, din potrivă, căutăm căile, iar ea noi, stanțele de pompare, ceva. Mulțumim la băieții cei care sunt mai transtrubi, care construiesc serii, ceva să facem mai departe. Adică sursa de existență a trăitorilor noștri e pământul. Mai mult n-a venit nimic aici. Și fără să întregi oamenii, fără să consulți, fără să afli ce se petrece acolo, și nu, să nu vii încoași, să afli, au apărut întrebarea. E clar de unde apare. Dar ce e acolo pe loc? Asta în diopște ieși din comun. În diopște ieși din comun. Cu atât mai mult, noi avem a doua primejdie, râul Bâc. Știți că doi ani în urmă noi am făcut două mese rotunde aici la Bâc. Noi avem copii din școală care s-au dus în excursie să vadă unde bunii lor lucrau și au căzut fără cunoștință la putoare cei de la Bâc. E ridicat întrebarea asta la nivelul cel mai înalte. Ce facem cu râul Bâc? Scoteți cuvântul râu, fiindcă oamenii irigă de acolo, pământul i-a dat pământ irigabil în lunga râului Bâc. Demnitarii care se află la putere, pe nici nu interesează chestiile este. Ei vor să-și facă interesele lor, oameni buni. Și asta e corect, lasă-l le facă. Lasă-l facă, dar nu trebuie să uite poporul care stă în sală, nu trebuie să uite poporul care țării noastre. Ei gândesc că trăiesc o mie de ani, dar nu mai trăiesc oameni buni. Trăiesc cât e dat la fiecare pe lumea asta. S-o termina. Ivan Pavlovici are dreptate. Dacă s-ar lua suma răspundere statul, să-ți iei pământul zăcămint, că e rezerva statului, asta e corect. Statul duce răspundere de oamenii ăștia care rămân fără pământ și fără loc de muncă. Noi trebuie să conștientizăm, trebuie să punem în cap, când mai mult nu avem nimic. Dacă plecați și fiorul meu plecat azi iară, asta nu-i vina mea, dar e vina statului, că duc forțe și rămas aici bătrâni care n-au și. Și noi vindem pământ celor. Fratele meu a avut dreptate. Oameni buni, i-au lăsat buniei pământul. Dar nu-l vindeți, oameni buni. Nu-l dați. Eu înțeleg că aici bătrân. N-are și trăi. Dar cine e vinovat dacă i-a dat statul și la o pensie? Dumneavoastră, ca să vă uitați numai câți credite o dat Banca Mondială cu 0% oameni buni și 0,5% sau 1%. Eu nu sunt economist. Numai cât eu primit de este granturi, că în limba rău spun, pentru a dezvolta țara Moldovei, milioane oameni buni, unde sunt ele? S-au dat sub proiect, s-au dat credit sub garanția statului. Unde sunt ele? Și acum au ajuns la Gura Băcului ca să iei cineva pământul și să facă cariera asta.
Și mergeți, dacă n-am să opunem rezistență, un lucru, mă adresez domnul primar, domnul consilier. Fiecare hotărâre, și n-ar primi-o, care minister, oameni buni, judecată, trecesc toate etatele, vă spun. Prima instanță, judecată raională, mergi mai departe la curtea de apel, mai departe curtea supremă, nu s-o hotărât, este Strasburg, oameni buni. Domnule primar, Moldova! Nu statul să ne nicine, ni educ pe noi aici. Și ni omul să și educație ni dă rata. De mișoare pe mine. Și noi scaut și nu-mi plac cu mâța în sac. Ce da? Vă rog frumos, găsiți limba comună că avem interes comun. Îl iertăm, asta fa masă împreună, mă uitat. Interes comun. Oameni clar. O secundă, nu, o secundă. Chestia între aceea, Moldova, a semnat Convenția Europeană a Drepturilor Omului, oameni buni. Și noi dacă să atacăm, e cum a spus cu domnul primar, a fost hotărâri, nu a fost hotărâri, v-a amăgit, nu v-a amăgit, este hotărâri, oameni buni în judecată. Lasă-i meară, vom proces două, n-as ne apărăm noi, nimeni să ne apre. Și merge vorba de Consiliu. Gheorghe Paști, mereu să grăbești. Hai, haideți, gata, hai, am vorbit eu. Când am fost eu consilier, m-a s-a ales, mulțumesc din credere. Atunci am spus, oameni, oare cât minți trebuie să facem la calculator? Hai, punem computer să ne leagă toată omenie. Mai am făcut la fiecare câte un anunț. Atunci am propus noi și a fost. Am propus anunț și a mers poștașul și la fiecare le-a aruncat într-o asta, că se face adunări. Și încă un lucru, dacă n-ați ne apărăm noi drepturile, nimeni să ne apere. Deși sferea-s toți, eu nu mă închipui. Suntem toți de Ramadan, cine-i Ramadan? Cine-i Ramadan pentru satul Gurăbâcului? Ce-a făcut domnul Ramadan pentru satul Gurăbâcului? L-a sărășit, s-a umplut buzunare. Și acum vrea să deschidă o carieră de 800 de hectare. Asta nu-i statul. Asta e vânzarea satului nostru. El vrea să ne vândă pe noi. Tot cu carier, da. Tot cu carier. Eu odată la o sesiune a Consiliului l-am întrebat, domnule Ramadan, mă ta când ai cumpărat pământul, pentru ce l-ai cumpărat? Screști grâu, patlajele, păpșoi, curechi. Da, dar el îi spune ea, dar și eu îmi fac carieră la Mata în grădină? Întrebare. Nu la mine în grădină, dar la bunei, la străbunei, la tot, la tot satul ăsta, Gurăbâcului, care au muncit o viață întreagă să facă ceva pentru sat. Și când s-a făcut ceva pentru sat, pământul s-a făcut irigabil. Când a trebuit să căpătăm noi ceva, a venit un domnul Ramadan. Nu știu de ce dumnealui... Domnul Bandei, nu Ramadan. Nici nu asistă. Nici nu asistă măcar aici. Nu, cum? El e consilier. El e consilier. Și mare părtaș. Cu părere de rău, părtașul e din satul Gurăbâcului. Îmi pare rău și îmi vine a plânge. Că ești din satul Gurăbâcului și țiu cu un vinitic care vrea să distrugă satul. Vă mulțumim! Mulțumim frumos pentru cuvinte bune. Ca schimbați legea, trebuie să adună parlamentul. Atușeți parlamentul când ați încumboașa. Asta ar și câte o an de zile. Asta este o propunere. Nu, Gheorghe Paști, propuneri dați azi și azi șerbi, nu mâine, că ați bătut și ați bătut. Da, azi, azi și azi. Și el am cu guvernul să dăm pe urmă. Asta ar și vremea să arăte. Legea o să schimbi, că nu le văd o noază, mâine o schimb altfel. Nu-i problemă. E un punct a decizii, a doilea punct.